Bună seara și bine ați venit la un nou material din seria Povești de viață. Eroina noastră de astăzi chiar a avut o viață ca un scenariu de film. Fiică de preot, soprană, numită de gurile rele, privighetoarea lui Hitler, a fost suspectată de spionaj în favoarea Germaniei, a Angliei, ba chiar și a Uniunii Sovietice. A fost bănuită că ar fi avut un amestec în asasinarea soțului său, poetul și omul politic Octavian Goga. Veturia Mureșan, căci despre ea este vorba, căsătorită Goga, a rămas în istorie un personaj controversat care stârnește și acum polemici. Haideți să vedem care a fost povestea ei. Veturia s-a născut în Transilvania, la Sebeș, în 30 mai 1883, în familia preotului ortodox Zevedei Mureșan. Preotul era mare iubitor de muzică și toți cei trei copii, doi băieți, Octavian și Pompiliu, precum și fetița Veturia, studiau cel puțin câte un instrument. De altfel, copiii beneficiază de o educație aleasă. În primii ani, învață acasă cu profesori particulari, așa cum era obiceiul în familiile cu dare de mână, unde pe lângă muzică, matematică, istorie și alte materii, aceștia învățau cel puțin o limbă străină. Atât în familie, cât și în cercul de prieteni, talentul copiilor era o adevărată încântare, când în zilele de sărbătoare aceștia organizau adevărate spectacole, unde vedeta era Veturia, care cânta la pian și voce. La 13 ani, Veturia Mureșan este înscrisă la un celebru pension german din Sibiu, care funcționa pe lângă Biserica Ursulinelor. Vorbea deja fluent româna, germana, franceza, maghiara, cânta la pian și lua lecții de canto. Este momentul în care are loc întâlnirea vieții ei, aceea cu cel care avea să devină marea sa iubire, mai mare și decât muzica. Atunci îl cunoaște pe tânărul Octavian, fiul preotului Iosif Goga. Acesta era cu 2 ani mai mare, deja elev la liceu. A fost așa ca o boare diafană, un fior între doi tineri care abia părăseau lumea copilăriei, dar aveau să treacă mai mulți ani până când în plină forță a tinereții cei doi se vor întâlni și fragilele senzații ale adolescenței vor înflori într-o dragoste puternică. Poate nu a fost un lucru întâmplător, că tații lor, ambii preoți, fuseseră colegi prin anul 1880 la seminarul ortodox Andreian din Sibiu. La acea vreme copiii și-au continuat învățătura și fiecare a luat-o pe drumul său. Veturia își urmează pasiunea pentru muzică și se perfecționează cu cele mai renumite profesoare de canto din acea vreme, la Paris și Berlin. Intră în lumea muzicală a orașului Sibiu, care beneficia deja de notorietate, chiar și în afara Transilvaniei. Reuniunea Română de Muzică și Cântări, așa cum se numea orchestra și corul comunității române, îl avea director pe Arthur Stube din Germania și beneficia de concursul unor soliști vocali renumiți în epocă, Lucia Cosma, Delia Olariu. În cadrul acestei formații activau muzicieni consacrați, cum erau Veturia Ghibu, o pianistă remarcabilă, Hermann Heinrich sau Augustin Benea. În anul 1903, în viața Veturiei Mureșan, au loc 2 evenimente foarte importante. Debutează cu piesa Răsunetul de la Crișana, de Ion Vidu, o piesă corală inspirată din arta populară românească, în concertul Reuniunii Române de Muzică și Cântări, și se căsătorește cu asesorul consistorial Lazar Triteanu. Nu a fost o căsătorie din dragoste, ci una aranjată de părinții pe care
Tânăra de 19-20 de ani nu a avut puterea să-i înfrunte. Viitorul soț era mai mare cu 11 ani decât ea și, deși inima îi rămăsese la acel licean întâlnit cu câțiva ani în urmă, acceptă totuși să se căsătorească cu cel ales de părinți. Lazar Triteanu provenea dintr-o familie de țărani săraci, din satul Războien Cetate, din județul Alba. A rămas orfan de mamă la o vârstă fragedă și tatăl a făcut eforturi nemaipomenite pentru a-și da copilul mai departe la școală, astfel că acesta urmează cursurile gimnaziului românesc din Blaj și a gimnaziului maghiar de stat din Sibiu. Tânărul se înscrie în curentul general de luptă pentru apărarea și îndeplinirea idealurilor naționale ale românilor din Transilvania. Publică o serie de articole în proaspătul înființat ziar Tribuna al lui Ioan Slavici și ulterior în Foaia Poporului, articole în care militează pentru drepturile românilor din Transilvania. Între anii 1895-1898 urmează cursurile Institutului Seminarial Tehnologic-Pedagogic din Sibiu, iar în privat obține și calificarea de învățător și, datorită rezultatelor strălucite la învățătură, arhidieceza Sibiului îl trimite cu o bursă la Universitatea din Budapesta pentru limbile română, maghiară și germană. Aici își ia licența și în filozofie în anul 1901. Se întoarce la Sibiu și este numit ajutor de referent școlar. Și după cum el însuși mărturisește, în 1901 am intrat în lupta contra curentului de maghiarizare a tuturor instituțiilor culturale locuite de români. Cele mai vizate erau școlile primare confesionale românești. În anul 1919 acesta scrie o lucrare emblematică pentru istoria învățământului confesional românesc din Transilvania, intitulată Școala noastră, și tratează perioada dintre 1850 și 1916. Este numit apoi delegat oficial din partea Bisericii Ortodoxe la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1918 și ales în sfatul Marii Adunări Naționale. În ierarhia bisericească fusese hirotonit preot, apoi protopop onorific. Am făcut această scurtă prezentare a primului soț al veturiei Goga pentru că în toate materialele pe care le-am citit sau audiat despre aceasta, căsătoria cu Lazar Triteanu este prezentată lapidar și despre personalitatea acestuia nu se spun prea multe lucruri, atenția fiind centrată pe soția sa și pe cel de-al doilea soț, mult mai celebrul Octavian Goga. Și s-a lăsat cumva impresia că acesta, adică Lazar Triteanu, ar fi fost convins să divorțeze, după cum vom vedea mai târziu, de veturia, oferindu-i se în schimb un post de episcop, lucru care nu mi se pare că se potrivește personalității acestuia, o personalitate de militant care și-a câștigat un loc fruntaș printre intelectualii din Transilvania și a avut un parcurs ascendent în rândul ierarhiei bisericești. Era un apropiat al patriarhului Miron Cristea, cu care se cunoștea încă din perioada studiilor de la Sibiu. Și argumentul cel mai puternic mi se pare acela că imediat după divorț, acesta a îmbrăcat haina monahală sub numele de Lucian, iar funcția de episcop a venit la 2 ani după divorțul de veturia. Mi se pare mai degrabă că o decizie luată în tinerețe, aceea de a se căsători, nu s-a mai potrivit cu aspirațiile de maturitate ale unor oameni care au evoluat pe drumuri diferite.
Iertați-mă pentru aceste mențiuni. Am simțit nevoia să le fac și pentru a vă aduce în atenție o personalitate a luptei pentru drepturile românilor, pentru școala românească, pentru unitate națională, o personalitate de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Cei doi nu au avut copii și în anul 1909 au încercat să-l înfieze pe Lucian Blaga, care își pierduse tatăl pe Isidor Blaga, preot ortodox, un apropiat al familiei. Dar nu se știe din ce motive nu s-a întâmplat acest lucru. Deși Veturia a păstrat relații foarte apropiate cu viitorul poet pe tot parcursul vieții sale. După debutul din 1903, pentru Veturia începea o carieră care îi va aduce recunoaștere națională și nu numai. Este apreciată de lumea muzicală din Transilvania, care o va numi privighetoarea Ardealului. Începe să participe la evenimente organizate în București, cum a fost cel din august 1906 de la Arenele Romane, unde a cântat liduri și doine. Îl cunoaște pe George Enescu și prin el ajunge la palat, în anturajul reginei Elisabeta, devenind doamna de onoare a acesteia. Era nelipsită de la toate recepțiile oferite de familia regală, fiind interpreta favorită a cuplului regal Carol I și Elisabeta, cu care se întreținea în limba germană. Stilul său interpretativ, dramatic, vocea puternică de soprană, rigurozitatea interpretării erau foarte apreciate de cei doi suverani. Face mai multe turnee prin țară alături de George Enescu și chiar în afara țării, unde la Budapesta susține un concert extraordinar care are un mare eco în Ungaria. Este decorată de regele Carol I cu medalia Benemerenti clasa I pentru artă și cultură, fiind numită interpreta de cameră a coroanei. În anul 1913 îl cunoaște la București pe Siegfried Wagner, fiul lui Richard Wagner, care o invită la Opera Regală din Berlin, unde interpretează rolul Elisabetei din Tannhäuser de Wagner și cântă în flautul fermecat de Mozart. Tot Siegfried Wagner o aduce pe Veturia la opera din Bayreuth, la Festivalul Wagner, unde va veni anual, începând cu anul 1933 și liderul german Adolf Hitler. Interpretarea Veturiei din Inelul Nibelungilor, Amurgul zeilor Parsifal sau Tristan și Isolda îi aduce aprecierea publicului german, mare consumator și cunoscător de operă, și a muzicienilor cu care aceasta a colaborat și care erau uimiți de forța și dramatismul acestei tinere cu un fizic destul de firav. Dovada acestei aprecieri reiese și din vizita pe care o va primi mult mai târziu, în anul 1968, în plin comunism, de la soția lui Siegfried Wagner, Winfried Wagner. Bayreuth era un reper în lumea muzicală europeană, am putea spune. Aici sunt înmormântați mai mulți dirijori și compozitori, printre care Franz Liszt, Richard Wagner, Richard Strauss, Engelbert Humperdinck, Arturo Toscanini, Herbert von Karajan. Ne dăm seama astfel de valoarea uriașă pe care trebuia să o aibă un artist pentru a ajunge pe această scenă. Și Veturia, triteanul la acea vreme, o avea. I se organizează un turneu în Statele Unite, dar în anul 1914, în Europa, izbucnește războiul. Și în acest context, lansarea unei cariere peste ocean nu a mai avut loc. În timpul războiului, participă la mai multe evenimente organizate de Crucea Roșie în scopul atragerii de fonduri pentru soldații aflați pe front. După război, cariera acesteia se întrerupe brusc în anul 1921, când se va căsători cu Octavian Goga, marea sa iubire,
Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat cu acel licean de 15 ani pe care Veturia îl întâlnise în 1896. Octavian Goga a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Budapesta, apoi a studiat la Berlin. Începe să publice poezii în ziarul Tribuna din Sibiu, Luceafărul, în revista Familia lui Iosif Vulcan de la Oradea, iar în 1902 înființează propria revistă la Budapesta, Luceafărul, pe care o și conduce până în anul 1912. Era o revistă literară, în care însă milita pentru drepturile și recunoașterea intelectualilor români din Transilvania. De fapt, tot ceea ce a publicat Octavian Goga în această perioadă arată angajarea poetului în lupta împotriva asupririi austro-ungare. El milita pentru unitatea tuturor românilor și unirea într-un singur stat. Acesta începe să scrie și piese de teatru, care îi sunt puse în scenă la Teatrul Național din București, cum ar fi Domnul Notar în 1914, Meșterul Manole în 1927. Era deopotrivă și un admirator al literaturii maghiare. Prieten cu poetul Odi Endre, Octavian Goga traduce din Petre Fișandor și Imre Madach. În 1920 este ales membru al Academiei Române. Din activitatea politică a acestuia, reținem faptul că în anul 1906 a fost ales secretar literar al Asociației Transilvane pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român, ASTRA. Este arestat în anul 1911 și în 1913 de autoritățile austro-ungare. La izbucnirea războiului fuge în România și este condamnat de guvernul de la Budapesta la moarte pentru înaltă trădare. În Transilvania ar fi fost încorporat în armata austro-ungară și obligat să lupte împotriva României. Ne amintim de cazul fratelui lui Liviu Rebreanu, Emil, care aflat în aceeași situație a fost executat prin spânzurare. Se înrolează în armata română și luptă ca simplu soldat pe frontul din Dobrogea. După terminarea Primului Război Mondial și semnarea păcii de la București în 1918, este nevoit să se refugieze în Franța și se reîntoarce în țară în 1919, când deja era constituită România Mare. Poetul se căsătorise în anul 1906 cu fiica cea mică a politicianului și bancherului Partenie Cosma, directorul băncii Albina din Sibiu, care dispunea de una dintre cele mai mari averi din Transilvania. Nașii au fost Alexandrina și Alexandru Vlahuță. Cârcotașii ar putea spune că a fost o căsătorie din interes, dar cei doi tineri păreau la acea vreme foarte îndrăgostiți unul de celălalt. Se alintau Tani și Tavi. Hortensia era o femeie deosebit de delicată, foarte frumoasă, cu un caracter blând și supus. Toți cunoscuții îi considerau un cuplu ideal. Când au dat vestea că urmează să devină părinți, familia și prietenii i-au felicitat din toată inima. Doar că destinul avea alte planuri. Hortensia a purtat sarcina cu dificultate, iar imediat după naștere, cei doi copii, pentru că a avut gemeni, au decedat. Durerea celor doi părinți a fost greu de alinat, mai ales după ce medicii le-au dat trista veste că aceasta nu va mai putea avea copii. Și treptat cei doi soți s-au îndepărtat unul de celălalt. Poetul prins în viața politică, în activitatea literară, era tot timpul plecat și tabloul familiei perfecte s-a spart. În anul 1909, drumurile poetului Octavian Goga se întâlnesc cu cele ale tinerei soprane în ascensiune, Veturia Triteanu.
și destinele lor se împletesc timp de 29 de ani până la asasinarea poetului în anul 1938 și încă 41 până în anul 1979, când se stinge din viață și Veturia. A fost o legătură malefică, așa cum a numit-o familia poetului, scandaloasă, cum era descrisă în societate, fatală. Părerile sunt așa de împărțite. Fiorii iubirii adolescentine a izbucnit ca un foc în tinerii de 26 și 28 de ani. Poetul Victor Eftimiu scria despre o întâlnire a sa cu Octavian Goga din 1909 următoarele: nu știu ce treburi misterioase avea, dar îl simțeam grăbit să se ducă la o întâlnire. Era în el o neliniște sentimentală. Aveam impresia că relua o idilă întreruptă. Mai târziu mi-am dat seama că îl urmărea marea lui dragoste. Și Victor Eftimiu nu se înșela, doar că Veturia era căsătorită cu Lazar Triteanu, iar Octavian Goga cu Hortensia. Din închisoare, acesta îi scria în anul 1912 Veturiei: Duță dragă, mi-am adus aminte că și pe cel mai prost așternut se poate visa frumos. În timp ce Hortensia, soția sa, încerca cu disperare să-l recucerească: dacă tu mai cunoaște, dacă ai ști ce e în sufletul meu, poate că ar fi altfel viața noastră. Eu nu sunt supărată, sunt tristă, nespus de tristă, când văd că toată viața mea nu are niciun rost, că sunt chiar o piedică acolo unde mi-aș da și sufletul pentru fericirea ta. Veturia Triteanu și Octavian Goga s-au iubit pe ascuns până în anul 1920, când în iunie divorțează mai întâi poetul, apoi și Veturia în octombrie. Goga îi scria Veturiei: libertatea mi-am recucerit-o, ți-o dau ție. Eu am fost în furtună pe mare, deasupra valurilor plutea mirajul care mă chema. În vifor corabia s-a sfărâmat și aveam senzația că mă cufund și eu cu ea. Am scăpat ca prin minune și mi-am atins țărmul. Astăzi sunt în port, unde te-am găsit pe tine. Un singur lucru nu mai pot: să merg fără tine. După divorțul ei, Veturia îi scria: Tavi meu, azi mi-am recâștigat prin sancționarea legii numele meu de acum 17 ani, acel nume care trebuia de atunci să stea alături de al tău. Sunt cu viața și cu moartea legată de tine. Cuvintele lor vin să-i conteste pe toți cei care i-au blamat. Este evident că a fost o dragoste adevărată și asumată între doi oameni care au avut curajul să o trăiască. S-au căsătorit în anul 1921, când Veturia era în plină glorie și a făcut pentru dragostea ei un sacrificiu uriaș. A renunțat la orice activitate muzicală pentru a-și dedica toată energia în susținerea lui Octavian Goga, despre care credea cu toată tăria că este un mare om politic, un mare poet și o mare personalitate. Îi scria: Tavi dragă, acum când a trecut anul de când trăiesc alături de tine, cred că vei ști să apreciezi valoarea și seriozitatea acestor jurăminte. Să crezi în mine. Lumea mea întreagă ești tu. Dacă te-aș pierde pe tine, eu n-aș mai putea trăi. Și s-a autoexilat în satul Ciucea, pe domeniul cumpărat de la văduva poetului maghiar
bunul său prieten, Oriendre. Familia marelui poet nu a acceptat-o niciodată. Pentru rudele lui Octavian Goga, Hortensia a rămas ca adevărata soție a poetului, poate și datorită faptului că aceasta nu s-a recăsătorit, trăind cu speranța că poetul s-ar putea întoarce la ea. Din păcate, cei doi nu au avut copii, deși Veturia a încercat mai multe tratamente în străinătate. În anul 1933, fără a întocmi documente oficiale, cei doi iau de suflet, așa cum se spune în popor, o fată, Eugenia Marinescu, un copil dintr-o familie nevoiașă, crescută de o bunică, după ce mama o părăsise la vârsta de 4 ani. Octavian Goga mai avea în grijă un băiat, al unui văr primar, pe care l-a luat să-l crească în timpul căsniciei cu Hortensia și mai târziu l-a adus și în cea cu Veturia. Ioan Goga, junior, a fost scriitor și om politic. Acesta a decedat în anul 1961, dar a avut urmași pe un distins profesor universitar la Sorbona, Mircea Goga, care de altfel a și scris o carte despre viața Veturiei Goga, intitulată Privighetoarea lui Hitler. S-a spus despre Veturia că ar fi fost recrutată de serviciile secrete germane încă din anul 1914, de când cânta pe scena operei din Beirut. Mai târziu, când s-a împrietenit cu Maria Antonescu, soția mareșalului Ion Antonescu, a fost acuzată că îl spionează de fapt pe mareșal, cum a fost acuzată că îl spionează și pe Carol al II-lea, că spionează guvernul, că îl spionează pe soțul său și pe portarul palatului. Ei nu, chestia cu portarul este de la mine. Ideea este că familia de origine a lui Octavian Goga, precum și cea a Hortensiei Cosma, fosta soție a poetului, al cărui tată a jucat un rol important pe scena politică din România Mare, au făcut tot ce le-a stat în putință să o discrediteze și să pună pe seama Veturiei apropierea lui Octavian Goga de mișcarea fascistă, antisemitismul și apoi chiar asasinarea acestuia. Nu văd care este legătura. Cariera politică a poetului Octavian Goga trebuie studiată în contextul istoric al timpului și nu acesta este subiectul materialului de față. Punctez doar câteva aspecte care ne pot ajuta să înțelegem că o parte a acuzațiilor care îi sunt aduse Veturiei Goga sunt nerealiste. După Marea Unire și întoarcerea poetului din Franța în 1919, acesta a intrat în politica românească, mai întâi ca ministru al instrucțiunii și cultelor, a fost apoi ministru de interne, ca între decembrie 1937 februarie 1938 să îndeplinească funcția de prim-ministru, fiind însărcinat de regele Carol al II-lea cu formarea guvernului. Trebuie știut faptul că Octavian Goga condiționează formarea guvernului de numirea mareșalului Ion Antonescu ca ministru al apărării. Regele Carol al II-lea își face propriile jocuri politice pentru a discredita partidele istorice, Partidul Național Liberal și Partidul Țărănesc, și pentru a instaura dictatura regală. Și reușește acest lucru în anul 1938, după ce demite guvernul Goga. Imediat după înlăturarea guvernului, președintele noului Consiliu de Ministri, la ordinul regelui, începe o acțiune de eliminare treptată a liderilor Gărzii de Fier și a personalităților politice de orientare antisemită și fascistă. Corneliu Zelea Codreanu este arestat în mai 1938 și va fi asasinat în luna noiembrie a aceluiași an. Octavian Goga
va fi asasinat în mai 1938 din ordinul regelui Carol al II-lea, într-o acțiune organizată de șeful serviciilor secrete Mihail Morozov. Nu intrăm în analiza situației politice din acel moment, care era foarte complexă, și nici nu căutăm explicații despre orientarea politică a lui Octavian Goga. Sunt istorici care au dezbătut în amănunt aceste teme. Putem să desfășurăm puțin evenimentele din perspectiva veturiei Goga. Aceasta era retrasă la Ciucea și își orientase toată energia spre amenajarea domeniului. Crease acolo o oază de liniște în care Octavian sau Tavi al ei era vedeta, personajul principal așteptat și iubit. După căderea guvernului condus de acesta, cei doi părăsesc România la 21 februarie 1938, trec prin Viena și, ajunși la München, se întâlnesc cu demnitari ai regimului nazist, pe care îi informează despre situația din țară și cărora le solicită sprijinul în vederea protejării liderilor mișcării legionare amenințați de politica regelui. Erau chiar atrași de ideea de a-și cumpăra o casă în Elveția. Renunță însă și se întorc în România pe 19 martie. Goga are o serie de întâlniri cu reprezentanții legației germane din București, iar Veturia pleacă din nou la Viena, de această dată singură. Se presupune că s-a întâlnit cu demnitari naziști pe care îi informa despre situația din România. Mi se pare evident că cei doi funcționau în bună înțelegere și ideea că Veturi ar spiona pe soțul său nu cred că se susține. Rămas în țară, Octavian Goga are o serie de întrevederi cu lideri politici, căutând să încheie alianțe în eventualitatea unei reveniri la guvernare. Veturia, întoarsă de la Viena prin Budapesta, este trimisă de soțul său la ministrul de externe, Nicolae Petrescu Comnen, pe care îl informează cu privire la discuțiile purtate în diverse cercuri politice din străinătate. Cei doi soți erau angajați împreună în această activitate politică, menită să îl aducă din nou pe Goga în fruntea unui guvern de extremă dreapta. Pe 5 mai 1938, în timp ce Veturia Goga se afla la Iași spre a se întâlni cu ministrul de externe, Octavian Goga se deplasează la Cluj, unde are o serie de întrevederi cu parteneri politici binecunoscuți, printre care și Sebastian Bornemisza, membru al Partidului Național Țărănesc, colaborator al poetului și care fusese chiar membru al guvernului său. Se speculează asupra faptului că, în timpul cinei, acesta i-ar fi turnat o travă în bere și Octavian Goga moare a doua zi pe domeniul său de la Ciucea. Se mai speculează și asupra implicării francmasoneriei în asasinarea poetului. Carol al II-lea făcea parte din această organizație ca și Bornemisza, iar Goga, care fusese și el francmason, demisionase cu 5 ani în urmă. Se speculează că asasinatul s-ar fi produs cu acceptul soției sale. Oficial, cauza morții a fost congestie cerebrală, dar în cercurile politice se știa că poetul fusese asasinat. Veturia Goga solicită o audiență regelui. Acesta o primește peste 2 săptămâni de la decesul lui Goga. Printre alte probleme discutate, îi cere permisiunea de a înființa la Ciucea o mănăstire, fapt ce se și întâmplă. Mănăstirea funcționează până în anul 1946, când este desființată de autoritățile sovietice și își va relua activitatea după anii 90. Abia în anii din urmă a fost descoperit în arhivele nemțești un memoriu pe care Veturia Goga l-a depus după moartea poetului. Acesta este scris în germană și cuprinde declarații ale martorilor din momentul decesului, ale profesorului universitar dr. Iuliu Hațieganu, care a fost chemat târziu la căpătâiul poetului.
precum și declarația valetului Simion, care a fost lângă Octavian Goga până în ultimele clipe de viață. Memoriul a ajuns la Hitler, care îl direcționează către Goebbels pentru a face verificări asupra cazului. Goebbels întocmește un material în care prezintă în detaliu Führerului viața politică din România cu toate dedesubturile ei și confirmă supoziția veturiei Goga, precum că soțul ei a fost otrăvit din ordinul lui Carol al II-lea. Veturia îi supraviețuiește poetului 41 de ani. S-a refugiat la Ciucea, unde autoritățile comuniste îi impun domiciliu forțat. Oricum, acestea nici nu-i trecea prin gând să părăsească domeniul în care trăise clipe atât de frumoase alături de omul iubit. Ridică aici un mausoleu al iubirii, după planul întocmit cu mult iubitul ei soț, lucrare la care trudește 20 de ani și despre care spune: 20 de ani am lucrat la acest mozaic și eram într-o luptă continuă. Luam mâinile de pe lucru și cădeam în disperare și oboseală. Îmi spuneam: mi-am luat o însărcinare și trebuie să o duc la capăt. Nu doresc altceva decât, făcându-mi datoria aici, să trec și eu în păcată, dincolo, în somnul cel mare. Și cei doi sunt uniți pe veșnicie, își dorm somnul de veci în acest mausoleu. Detractorii veturiei Goga și-au pus întrebarea: cum a reușit aceasta să salveze domeniul de la naționalizare? Și au acuzat-o încă o dată de spionaj, de data aceasta în favoarea sovieticilor. Nu-mi dau seama pe cine ar fi spionat la Ciucea, unde trăia destul de retrasă și unde de altfel s-a și sfârșit din viață în anul 1979, lăsând prin testament statului român întregul domeniu împreună cu Muzeul Memorial Octavian Goga. Atât pentru astăzi, dragii mei. Aceasta a fost în linii mari povestea unei femei care nu s-a temut să-și trăiască dragostea. A făcut spionaj pentru nemți, englezi, ruși, români, noi nu știm. Putem să ne dăm seama, însă, că a iubit cu pasiune un bărbat de la 13 până la 96 de ani și a avut puterea să trăiască 41 de ani după moartea acestuia, cultivându-i memoria. A renunțat la o carieră internațională pentru această iubire, a divorțat, a înfruntat prejudecățile societății, l-a susținut în convingerile și cariera politică, i-a stat alături cu credința că are lângă ea cea mai mare personalitate a epocii. Și dacă aceste lucruri nu sunt o dovadă de iubire, atunci nu știu ce altceva ar putea fi. Mi-a plăcut mult felul în care o descrie Lucian Blaga în Cronicul și Cântecul Vârstelor, pe când aceasta avea 30 de ani. Marele poet spune: veturia era în zenitul ființei. Cei 30 de ani a ei înfloreau în frumusețea ei matură, fascinantă, al cărei secret consistă mai ales în expresie și mimică. Ea își trăia viața într-un fel de gajat, artistic, în izbitor contrast cu modul provincial și cuprins de complexe al celor mai multe dintre femeile cetății. Vioiciunea spirituală, sănătoasă, plină de nerv, inflexiunile conștient cultivate ale glasului, priceperea în chestiuni artistice, au rotunjit în jurul ei un nimb ce așează în penumbră pe toate semenele ei din aceste ținuturi. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc membrilor care prin contribuția lor răsplătesc strădania povestitorului. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri despre cele prezentate și până data viitoare vă doresc o viață frumoasă!